Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Considerăm un mare har din partea lui Dumnezeu să putem sta de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumim că v-ați deschis inimile și casele dumneavoastră, ne spuneți bun venit în fiecare săptămână și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, de fiecare dată dorim să vă aducem experiențe inedite ale oamenilor lui Dumnezeu care au trecut prin viață, care îl cunosc pe Dumnezeu, care au experiențe cu Dumnezeu pe care pot să le descrie, pe care le pot povesti, experiențe autentice, lucrări reale petrecute în viața de credință. Ca întotdeauna amintesc faptul că credința noastră se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Cuvântul revelat, descoperit în Sfânta Scriptură. Dar experiențele pe care le avem cu Dumnezeu ne ajută să înaintăm și confirmă și reconfirmă autenticitatea acestui cuvânt pentru viața noastră personală de credință. Deci, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, ne numim creștini pentecostali, nu doar pe baza poveștilor auzite din partea unor oameni dubioși, ci credința noastră se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și pe experiențele noastre personale cu Dumnezeu. Ca întotdeauna, căutăm să avem un invitat, cel puțin, la emisiunile noastre, datorită faptului că ieri am avut o sărbătoare frumoasă în biserica noastră și invitat la acea sărbătoare a fost pastorul Florian Șantar din Atlanta, Georgia, de la Biserica Elim. Am considerat că e un moment oportun și potrivit ca să-l avem invitat în studioul nostru, să stăm de vorbă cu dumnealui și dumnealui să ne povestească anumite experiențe din viața dumnealui de credință. Frate Florian, vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință și vă mulțumim că ați răspuns invitație și ați venit să stați de vorbă cu noi și să ne povestiți din experiențele pe care le aveți cu Dumnezeu. Bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru deschiderea plină de dragoste pe care ați arătat-o nu numai acum, ci întotdeauna când am ajuns la Arizona, am venit cu bucurie aici la Biserica Happy Valley și am avut experiențe foarte frumoase și părtășii frumoase pentru care mulțumim lui Dumnezeu. Și noi vă mulțumim pentru slujire de fiecare dată, pentru slujirea de-a lungul anilor. Fratele Florian a slujit mulți ani de zile în județul Bihor, apoi în Elim, Biserica Elim în Atlanta, Georgia, unde noi ne-am cunoscut mulți ani în urmă și de atunci, printr-o colaborare frumoasă și frățească, prin care Dumnezeu ne-a legat, căutăm să ne îmbărbătăm, să ne zidim și să facem să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cu ce ați dori să începeți în ziua de azi lanțul amintirilor? Aș dori să istorisesc modul în care Dumnezeu mi s-a descoperit. M-am născut într-o familie de ortodoxi. La un an și două luni, tatăl meu a fost condamnat din punct de vedere politic în vremea aceea și am rămas până la vârsta de 6 ani și 2 luni când a venit acasă, în timp în care nici mama, nici eu nu l-am mai văzut. Deci 5 ani de zile, aproximativ, nu l-ați mai văzut nu pe l-am tatăl. Văzut. Și tot timpul întrebam pe mămica mea, când va veni tăticul meu acasă? Când va veni tăticul meu acasă? Și mămica, la întrebările acestea, era și normal să-i curgă lacrimile pe obraz. Era sfâșiată de întrebările mele și mă consola și spunea, lasă că într-o zi o să vină tăticul tău acasă. Dumnezeu a dus ziua când a fost eliberat. Mi-aduc aminte, era o zi de septembrie, la începutul lui septembrie sau sfârșitul lui august, nu mi-aduc aminte exact, dar știu că era aproximativ august sau septembrie și durmeam, răsărea soarele și casa noastră era razele soarelui în primele minute ale dimineții, băteau în cameră.
la noi, la țară, la Chiribiș, m-am născut în satul Chiribiș, lângă Marghita, județul Bihor, la noi acolo ieșea cireada satului, ciurda, cum ziceam. Așa, da. Se spunea la țară, da. Toți suntem familiarizați cu termenii. Și păstorul care era cu animalele respective avea o trâmbiță și el dimineața așa dădea semnalul că iese. Am auzit trâmbița aia în zorii dimineții de multe, de multe ori. Dar se părea că în dimineața aceea sună într-un mod deosebit și nu știam ce se întâmplă. Pe pat unde dormeam eu, era mămica și tăticul stătea în picioare lângă pat. Și mămica spunea mereu, Florianul meu, o venit tăticul tău acasă. Florianul meu, o venit tăticul tău acasă. Și ca și copil, somnoros, m-am ridicat, când m-am deschis ochii, casa era plină, arhiplină de săteni care au venit să-l vadă. M-am ridicat, m-am țupat privirea în jur, i-am cunoscut pe toți cei care erau prezenți, care erau vecinii noștri, dar el era singurul pe care mi se părea că e străinul în casa noastră. În schimb, era tăticul meu. Fără să zic nimic, am sărit în gâtul lui, nu m-a mai putut nimeni să-mi desfacă mâinile, început toată lumea să plângă și din momentul acela am început să fiu plin de bucurie și să spun la toată lumea, a venit timpul să am și eu tătic. Mămica era o femeie foarte exigentă cu mine. Și ca și copil n-am înțeles eu totdeauna de ce. Nu? Aveam termenul de joacă limitat. Mă lăsa să mă duc la joacă cu copiii o jumătate de oră. După o jumătate de oră, dacă nu, mă întorceam acasă. Mămica striga, Florian, hai acasă. Indiferent cât era de întoi joaca, nu mai puteam continua, eram supus mamei mele și mă întorceam acasă, dădeam dovadă de ascultare și pe undeva, nu numai de ascultare, dar și respect față de mama mea, pentru că spun de multe ori copiilor mei, eu pe mămica mea n-am văzut-o râzind prea mult, dar cu fața prăzdată de lacrimi am văzut-o foarte mult. Câți copii ați fost? Eu am fost primul născut în familie și după 7 ani de zile s-a născut fratele meu. Și apoi, mult mai târziu, după 19 ani, mi s-a născut o soră. Wow! Dar însă, mama a trebuit să vă crească singur 5 ani de 5 zile, ani de zile și cu soț fără să-l vadă. Și să plătească amenzele acele multe și o teroare. Mămica mea era croitoreasă, era profesionistă, calificată și de multe ori venea controle de la sfatul popular, cum era în vremea aceea, și mi-aduc aminte câtă teroare am trăit. Și trăia mămica mea mai mult, că trebuia să ascundă materialele, că veneau femeile din sat cu materialele care le cumpărau, să le coase câte o rochie, câte un tricou, așa mai departe. Și trebuia să ascundă materiale, că dacă le găseau, le confiscau. Și atunci nu se găsea materiale cum se găsesc acum, se găseau mult mai greu și era riscant să confiște și mașina de cusut, care era singura sursă de venit pentru mine și mămica, pentru familia noastră. După ce tăticul meu a venit acasă, mi s-a deschis ușa la libertate. Când mămica mea îmi spunea numai atât și nu îmi dărea voie să mă duc la jocă, tăticul meu avea o vorbă și zicea, n-am stat eu destul în pușcărie, ce vrei să ții copilul acesta în pușcărie? Și l-am îndrăgit. Tatăl meu nu mi-a dat niciodată nicio palmă. Dar l-am iubit și l-am respectat, am respectat cuvântul lui și sunt cuvinte pe care mi-au rămas întipărite în inimă până în ziua de astăzi, din respect și din dragoste pentru el. Ceea ce consider eu cam așa trebuie să-l respectăm și să-l iubim pe Dumnezeu. Deci tata vă oferi puțină libertate și toleranță și îngăduință. Îngăduință. Și am început școala primară în satul Chiribiș, primele 4 clase. Acolo n-am avut probleme, am fost premiat în fiecare an, dar când am început la ciclu 2 la Marghita, a început eroarea.
De fiecare dată mi-o sculam picioare și puneam întrebarea, cine, care s-a avut părinți să condamnați? Ne ridicam în picioare și ne teroriza așa, din punct de vedere moral, cu cuvinte josnice, da. Și după aia ne punea jos. Și problema asta ne-a creat așa o situație foarte neplăcută. Dacă tatăl meu, după toate cele ce știu și acum, la nimeni nu a făcut absolut niciun rău, decât nu a fost de acord cu comuniștii, da. Cu regimul comunist și odată la cineva, la un agent care probabil era implicat cu partizanii din munți. În vremea aceea erau mai multe cercuri din asta și unul din cercuri respectiv, fiind rudenie cu noi, a venit și i-a dat o masă. Și din sat cineva l-a turnat și a fost condamnat, l-a luat de la Batoză, spunea mămica mea, și l-a dus 5 ani de zile, timp de 3 ani de zile, nici scrisoare, nici pachet. După 3 ani de zile o da voi. Perioada asta în libertăți, sigur că pentru mine a fost, am crezut că e un favor și a fost un favor, dar de cu totdeauna am avut anumite restricții care mi-au spus, asta nu, asta nu, asta nu. Și vreau să spun, pentru mine a fost literă de lege. Am învățat multe lucruri frumoase și ceea ce vreau să îmi amintesc, la vârsta de 7 ani, după ce tatăl meu a venit acasă, într-o noapte, patul părinților erau așa pe un perete, patul în care dormeau, eu era aici și erau două geamuri. Noaptea respectivă, cineva și-a pus mâna pe fața mea. Eu m-am speriat ca și copil și am țipat. Părinții s-au sculat din pat, au prins lampa și au întrebat care-i necazul. Am spus, cineva a pus mâna pe fața mea și a strigat de două ori, Florian, Florian. Și mamica era pe undeva un pic mai superstițioasă în felul ei, a început să-și facă cruce, Doamne, nu ne lăsa, și zice, pruncul ăsta buiguiește, în limbajul care se folosea acolo. Adică are halucinații. Are un fel de coșmar, halucinații. S-a sculat, ori a prins lampa, nu era lumină electrică în perioada aceea, și eu am zis, mămică, nu buiguiesc. Uitați-vă acolo în geam. În geam era o ființă îmbrăcată în alb, se uita spre mine. Ei s-au uitat în geam și nu au văzut nimic. Din momentul acela, aceea voce, în tot timpul adolescenței mele, a fost după mine. E adevărat, adolescența, în adolescență, anturajul tinerilor, am mers la profesională, am terminat profesională, la noi în casă, ca și la oricare familie de ortodox. Băutura a fost pe masă cum e sucul aici în America. Dar nimeni nu a băut peste măsură. Însă după ce am terminat profesională, am fost cuprins în anturajul tinerilor și, cum spune cuvântul Lui Dumnezeu, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Părinții nu m-au învățat lucruri rele. Dar anturajul m-a adus la lucruri. Am început să fumez, am început să beau, am început să recitam monologuri la căminele culturale după satele de împrejur. Făceam scene de teatru. Aveam un partener foarte bun care la ora actuală e în București și îmi pare rău că nu s-a pocăit și el. Dumnezeu nu i-a vorbit, e ofițer, făcut Academia Militară. Acum mi se pare că e pensionat și el și țin legătura telefonică cu el. Și mă duceam mereu la Căminul Cultural ca să țin programul care era. Și dacă nu râdea lumea la monologurile care le recitam, nu, eram împlinit. S-au durat vreo 2 ani de zile. În timpul perioadei cât am fost elev la profesională, am fost elev la un frate, eu îi ziceam Baciu, la un frate care se pocăise de curând. A avut o întâlnire cu Domnul și înainte cântase muzică populară la nunțele din sat. Și stăteam la combină în timpul verii, pe tractor cu el, și toată ziua cânta și lăuda pe Dumnezeu, stăteam post. Noi
murem de sete. Și mă miram de multe ori, cum omul acesta nu moare de sete, omule, nimic. Dar niciodată nu l-am auzit să strige mai tare decât să ridice tonul vocei lui, mai tare decât vorbim noi acum. Un om cu voce blândă, și orice șacanii făceam noi, tineri ca tinerile, vorba lui era, puiul meu, nu-i bine, nu cotare, nu cotare. L-am îndrăgit foarte mult pe omul acesta și o verișoară de-a mea m-a împrumutat un Nou Testament. N-am avut pe nimeni în familie decât, așa, prin alianță, o verișoară care era în Biserica Pentecostală și m-a invitat la stăruință. N-am știut eu ce e stăruință, am știut ce-s balurile, ce-s seratele, ce-s dansurile, cum ziceam. Discotecă, da. Și-o mai fi fost. Dar mi-a dat Noul Testament. Și în buzunarul drept am pus Noul Testament și în buzunarul stâng avem revistele Urzica, din care mă inspiram în vremea aceea cu diferite monologuri. Da, da. Dar erau tot, erau monologuri foarte cu gust, așa, un umor. Dar, destul de sănătos. Da, nu? Da, da. Era cenzurat orice cuvânt atunci. Însă erau hazlii, așa, când le recitam și astea. Și am început să citesc Noul Testament și am început să citesc, să continuu cu Urzica. Cu Urzica. Citind de Noul Testament, nu am înțeles multe lucruri. Și mi-aduc aminte că prima întrebare pe care am pus-o la Bacior Dilean, cum îi ziceam eu în vremea aceea, Bacior Dilean, cum înțeleg eu și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l. Și dacă mâna ta te face să păcătuiești tare, sau dacă piciorul tău. Eu am înțeles în literal. Mod practic, așa. Literal. Da, scrie? Literal. Și el nu avea decât două clase. Vreau să spun că a învățat să citească citind Biblia. Dar era un om care Dumnezeu i-a dat o înțelepciune deosebită. Și zice, puiul meu, nu așa. Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, nu te mai uiți acolo. Dacă mâna ta vezi că a făcut ceva, nu mai repeta. Oprește-te. Dacă piciorul tău... Și a început să-mi explice așa înțelesul meu ca tânăr. Și multe alte întrebări cu el așa. M-am dus odată la un schimb de experiență, ne-am dus împreună și am vrut să aprind țigara. Și el m-a rugat frumos și zice, lasă, Florianul meu, n-aprinde țigara. Aveam respect față de el. Da, impunea respect, bunătatea lui, dragostea lui, cu care el se comporta cu noi. Zice, nu mă, n-aprinde țigara. Zice, și eu am fumat 4 pachete de țigări pe zi. Dar nu-i bună. Zice, lasă că o prinzi altă dată, dacă chiar vrei. Zice, dar nu-i bună. Și am început să discutăm din ceea ce am citit din Noul Testament. Am fost foarte impresionat așa în sufletul meu. Mi-a trezit curiozitate, cuvintele simple pe care mi le-a spus el, dar nu numai cuvintele, ci viața pe care am văzut-o, că o trăiește el, pentru că timp de 3 ani de zile m-am convins că am fost elevul lui. Uh-huh. Și într-o împrejurare în alta, nici măcar o dată. Noi am făcut multe șacanii ca tineri, dar el niciodată nu și-o pierdut cumpătul. Să folosească cuvinte nepotrivite, să înjure. Cu același ton, blând, liniștit, cu dragoste. Ne mustra cu dragoste și îl iubeam. Mai aveam un frate care era cu noi, ăla când striga, ăla striga de s-auzea până la centrul comunei. Dar și când ăsta era cu noi, pe mintea noastră, cum am zice, da? Am văzut că Duhul Dumnezeu începe să lucreze la inima mea. Am început să studiez tot mai mult Noul Testament. Și vreau să fac o paranteză. Ori de câte ori am aprins țigară, ori de câte ori am băut peste măsură, în fața lui mămica mea n-am aprins țigara niciodată, din respect față de ea. Nu mă suporta. Cu taică mea împrumutam țigări. Dar mămica era foarte, foarte exigentă și vreau să spun că a fost un instrument
în mâna lui Dumnezeu pentru ca eu să mă pocăiesc. Când mă critica pentru băutură, eu făceam ca o amenințare. Mămică, am să mă pocăiesc. Și dacă mă pocăiesc, dar tu nu mai beau. Și mămica își făcea cruce și zicea, Doamne ajută. De ori de câte ori, eu amenințam că mă voi pocăi. După schimbul ăla de experiență, când am venit înapoi, fiind atins de cuvintele pe care fratele Husasan Ardelean, era numele lui, mi le-a spus, eram foarte comunicativ cu mămica și i-am spus, mămica, uite, m-a văzut că am venit de la schimbul ăla de experiență fără aburi alcoolului în cap. Și pentru ea a fost o mare minune asta. Și se uită la mine și zic, mămică, uite, am vorbit cu Bacio Ardelean. Mi-a spus niște lucruri, uite așa, uite așa, uite așa. Am început să derulez discuție care am avut-o cu fratele Ardelean. Și zic, i-am promis că mă duc cu el la adunare. Zic, ce zice? Zice, du-te, zice, du-te numai, zice, să te ții de cuvânt, zice mămica. Nu-i nimic, la dimineață, zic, mă duc cu el la adunare, că era sâmbătă. Dimineața m-am trezit, m-am uitat la cea, m-am frământ, ce să mă duc eu la adunare? Și a venit un duh de îndoială. Și zice mămica, băi, Florian, zice, băciul tău Ardelean merge la adunare. El a fost un om foarte înțelept. El nu a bătut la poarta noastră, el și-a văzut de drumul lui. Și băciul tău Ardelean merge la adunare. Tu ai zis aseară că merg cu băciul tău Ardelean la adunare. A zis, lasă că mă duce altă dată. Din acel moment n-am mai avut liniște și pace în suflet. Pentru nimic absolut. Nu mai găseam plăcere. În anturajul tinerilor mă întreba unul și altul, ce-i cu tine, ce-i cu tine? Nu-i nimic, dar asta. Da? Ori, de câte ori făceam câte ceva rău, vocea aceea care m-a vorbit la 7 ani era după mine. Florian, de ce ai înjurat? Florian, de ce ai băut? Florian, de ce ai făcut cotare? Se pare că am pe cineva ca o gardian. Un gardian în urma mea. N-am înțeles vocea asta. Am început să lucrez și aveam un elev penticostal. A venit vremea să am elevul. Și elevul era din biserica penticostală. Era un băiat foarte bun. El e Marghit astăzi, îl cheamă Gavril Mal. Un băiat foarte liniștit era, dar avea o voce așa de basist. Și în săptămâna mare a Paștelor, din 1997, noi ne-am despărțit, că de multe ori spun, când e sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, că mai zic unii, așa cum spunem, floriile. Eu zic, floriile le-am sărbătorit ultima dată în 1997. Din 1997, eu sărbătoresc intrarea Domnului în Ierusalim. Pentru că în săptămâna mare, după florii, vinerea mare, am luat toți, eram tineri în brigadă unde lucram pe tractor în vremea aceea în agricultură, era campanie de primăvară și... Noi, ca tineri, am luat o hotărâre că nu ne ducem la lucru până marți, până a treia zi de Paști. De vineri și până marți am zis că nu mergem. E adevărat că ne putea băga la sabotaj, dar nu putea direct. Întâi trebuie să tai din salar 5%, 10% penalizări, pe nu știu câte, cum să folosim vremea aceea. Și noi, ca tineri, atunci nu ne-o păsănau de 50, nici 30%, că nu avem nicio responsabilitate. Da. Și nu ne-am dus. Am tras o beție, toți împreună, ne-am despărțit, n-am mai știut cum ne-am despărțit unii de alții. Asta a fost vinerea mare. Sâmbătă am rămas acasă, zice, mămica, nu mergi la lucru. Nu, zic că am luat hotărâre cu colegii că nu merem până marți la lucru. Nu, zice, du-te în grădină, zice, sapă în grădină, că zice, să pun și eu câte ceva, că au rămas în urmă cu semânțările astea de primăvară. M-a dus frumos, am dus radio cu muzică populară, l-am pus acolo într-un prun și am început să hârlețesc, să întorc în grădină. Când a fost după masă până la ora 13, mămica, Florian, hai, du-te înainte lui taică-tău,
că zice o mamă să aducă, să iei banii pentru lână, aveam oi acasă. Eu am fost și cioban familiei. Uh-huh. Probabil acolo trebuie să învăț ceva pentru viitor și am învățat foarte mult. Și zice o mamă după banii de lână și s-a oprit și la bufet. Și la bufet, cum era anturajul, când oamenii aveau bani, nu se mai uita cine cât cheltuiește. Acolo toată lumea e cu curaj, toată lumea face concurență la comenzele care le face. Și m-am dus și vreau să vă spun, eu am ajuns cu... N-am vrut să mă duc prima dată, dar la insistența lui mămica am plecat. Când am ajuns în fața bufetului, tăticul a ajuns cu o căruță de la Marghita. Coborât într-o căruță. Bufetara își rezema bicicleta de peretele bufetului și deschidea lacătul. Și tăticu, unde merge? Zic că am venit înaintea dumitale. Tă zice, ce-i bai? Zic, hai că te așteaptă cineva acasă. Era o minciună, bineînțeles, că el era obișnuit cu treaba. Lasă, așteaptă, are vreme. Și avem amândoi un pahar de vin. Tătic, nu mai merge, mâinii sărbătoare, mămica iară începe, zic, și melițează, zic, bă, ne ceartă, ne ăsta, ne... Nu era femeie de ceartă, dar ne critica, ne mustra, da, și da, pe bună dreptate, de multe ori, chiar dacă nu ne convenea nouă. Nu, mergem și bem un pahar de vin amândoi și plecăm acasă. Dar când am intrat în bufet, în urma noastră a intrat fratele lui taică-meu, unchiul. După el a venit băiatul lui, verișorul meu. După aia au venit alți prieteni și am uitat că e sâmbăta mare a Paștilor, până întunecat. Când deja se întunecase, am văzut pe mămica în ușa bufetului și zice, măi, oameni buni, nu vă gândiți că vor trage clopotele de înviere și voi stați la cârciumă. Am consumat ce am avut, am plecat acasă și mi-am dus la înviere, după datina ortodoxă. Am venit de la înviere acasă, am servit masa, cum vă spun, băutura nu era interzisă în familie, dar era impus cu cumpătare. Am consumat și am consumat și am luat bicicleta și m-am dus să mă plimb pe asfalt, că n-aveam altceva. Nu era cinematograf, numai la Marghita, nu era curent în sat, nu era televizor, atunci nu era nimic. Era altă părtășie și între tineretul de atunci. Și m-am dus, am ieșit din Chiribis spre Oradea. Pe marginea șanțului, în fața casei la o familie de penticostali, era un grup adunat și cântau. Și m-am oprit cu prietenul cu care m-am dus la plimbare. Era ziua de Paști? În ziua de Paști. Așa. După înviere. M-am oprit cu prietenul care am ieșit la plimbare și... să ascultăm cântările. El avea un radio din... Atunci a apăruse radiourile portative foarte mai mici. Așa. Mai mici, că prima dată au fost altă dimensiune, după aia mai mici. Și el căuta să bruieze cu muzica populară ce cântau grupul respectiv. Dar erau mai mulți tineri acolo. Și eu zic, lasă, închide asta, că ăsta l-auzăm în fiecare zi. Am vrut să ascult cântările așa, parcă mă... Parcă uns la suflet. Eu nu mai avut răbdare. Dacă am zis să închid radio, plecam, m-am lăsat acolo. Și în grupul respectiv erau două fete, surori, că chiar în fața casei lor era, care eu când mă duceam la cămin, ele vineau de la biserică. Și eu, așa în spirit de glumă, ca tână, ziceam, no, haideți cu mine la... cămin. Și ele ziceau, nici tu n-ai făcut noi la adunare. Lasă că o să vină timp, o să vin și eu cu voi la adunare. Și zice una dintre ele, tot ai zis că vii la adunare. Și nu te-ai ținut de cuvânt. Am zis, ba da, m-am ținut de cuvânt, zic că n-am spus când mă duc. Am spus că o să vin, dar n-am precizat când. Mm-hmm. Nu știu de ce atunci, nu că nu știu, acum știu, dar atunci n-am realizat imediat, am zis, când vă duceți la adunare? Și au zis, acum, la ora 6. La ora 6, bun, și eu vin. Am făcut promisiunea a doua oară. Prima la fratele Vusăsan, mm-hmm, și a doua la tinerele. Mm-hmm.
și eu vin. Ne-am despărțit când a fost pe la 6:10, 6:15, zic, mă duc adunare sau casa de rugăciune, că nu era atunci construit. Da. Era în curte la fratele Florian Silaghi, care pe urmă s-a mutat în Timișoara, un om al lui Dumnezeu deosebit, un prieten bun a fratelui Lucaciu. Noi am fost, da, împreună, ne-am cunoscut cu mult înainte. Și am intrat în curte la fratele Silaghi, mai aveam vreo 5-6 metri până la ușa până la ușa adunării. M-am oprit pentru că cineva se părea că, cum ar zice la telefon, ce cauți aici? Ce cauți aici? Dacă tu intri aici, toți au să râdă de tine. Am stat și n-am realizat că la cămin, când recitam monologuri, dacă nu râdea lumea, nu eram împlinit. Râdea un sat întreg și nu un sat întreg, o comună întreagă, că am recitat până mai multe cămine culturale. Dar atunci m-am oprit la șoapta asta. Ce cauți aici? O să râdă toți. Și m-am oprit și am stat în poziția asta așa și am vrut să mă întorc. Nu m-am întors decât 45 de grade. Și în momentul ăla s-a deschis ușa bisericii. Nu a putut să vadă nimeni cine e în curte, că nu era vizibil. Fratele Husasan era cel ce a deschis ușa. Nu s-a dus nicăieri. O deschis ușa și când l-am văzut, mi-a fost rușine să fac stânga împrejur. Și am zis, bace Ordilean, pot să intru și eu. Și el așa cu inima plină de bucurie, dar cum nu pui un meu? Și am intrat înăuntru. O prins atunci, la momentul potrivit. Frate, Dumnezeu a rânduit așa. Eu cred că acolo a fost privirea lui Dumnezeu. Yes. Și n-am altă explicație. De ani de zile, și am mărturisit problema asta de multe ori, am spus, acolo a fost ochii lui Dumnezeu care a vegheat. Ușa nu s-a deschis la voia întâmplării și eu nu m-am dus la voia întâmplării. Acolo a fost momentul hotărât de Dumnezeu, în care Dumnezeu mie mi s-a descoperit. Am intrat în biserică, în adunare, m-am uitat în dreapta, în stânga, sigur, oamenii din sat m-au cunoscut. Mămica era o femeie foarte religioasă, din punct de vedere ortodox, și fiind croitoreasă, croit toate hainele preoțești la bisericile din jur, de acolo, la satele din jur. Și s-au uitat oamenii la mine, că am intrat înăuntru, dar fiecare apoi întors privire la cel ce era la ambon. Am uitat în dreapta, în stânga și am pus mâinile așa și am început să ascult. La un moment dat am izbucnit în plâns. Nu m-am putut stăpâni de plâns. Desigur că vreau să mă abțin, că mi-era rușine să plâng. Nu m-am putut abține de plâns. Cam ce vârstă ați avut atunci, într-o paranteză? Poftim? Cam ce vârstă ați avut atunci? 18 ani. 18 ani. Deci în ce an? În 97. În data de 30 aprilie. Nu a putut să fie 97. 67, poate. 67. 67. Am auzit 97 de vreo două ori și zic, parcă nu se potrivea ani. Am greșit eu. Da, e bun. Am greșit. Facem corectură. Ia. Deci vorbim de 1967. 67. Atunci nu era curent. Nu era curent. Era da, pe vremuri. Da, da. 97. Am greșit. Mă iertați. Căutați să vă stăpâniți plânsul și nu puteați. Continuați. Nu mă puteam stăpâni de plâns. Și nu știam ce se întâmplă, nu mă puteam controla, Eram conștient că sunt în mijlocul adunării, dar nu știam ce se întâmplă. Vreau să spun tuturor și celor care o să ne asculte, Dumnezeu mi-a dat o altă inimă. Așa după cum citim în cartea lui Samuel, că atunci când Saul s-a despărțit de Samuel, spune cuvântul Dumnezeu acolo în verset, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Lucrul acesta s-a întâmplat cu mine. Eu nu m-am dus la adunare cu gând să mă pocăiesc. Când spuneam la mămica că mă voi pocăi, era ca o amenințare. Dar când am ieșit de acolo, Dumnezeu mi-a dat o altă inimă. Dacă cineva ar fi stat în stradă cu pistolul sau cu orice mod de amenințare, să spună, mai vii aici,
Spuneam da. Cu orice riscuri, pentru că Dumnezeu m-a schimbat total, am fost schimbat total. Nu am mai avut pofta de țigară, n-am mai avut pofta de băutură și mulțumesc lui Dumnezeu. Nu pot să suport pe cei care știu că sunt pătimași în sensul acesta. Îmi pare rău, mă rog pentru ei, ca Dumnezeu să le dea pocăință, că au dreptul la pocăință, că Domnul Iisus a venit în lume pentru cei păcătoși. Și să mântuiască pe cei păcătoși și Domnul să-i mântuiască pe toți păcătoși. Acum sunteți alergic la fumul de țigară, la alcool, la Am așa o repulsie. Am o repulsie și mulțumesc lui Dumnezeu că ceea ce spuneam, dar spuneam ca oamenii în țară, mă voi pocăi și atunci n-am să mai vea. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a împlinit ca o binecuvântare, nu ca oamenii în țară. Dumnezeu mi-a dat putere, pentru că sunt unii care spun, m-am pocăit, dar știi cum e greu să te lași cu tare, înseamnă că nu a avut loc schimbare, nu a avut loc transformare pe care o face Dumnezeu. Că atunci când un om zice, dacă cineva e în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus. La mine s-a întâmplat cuvântul din Corinteni. Când m-am întâlnit cu Domnul, când Domnul m-a tins inima cu Duhul lui cel Sfânt, am fost schimbat radical. Transformat. Am plecat acasă, de la biserică, era seara târziu, mămica de sigur s-a așteptat că să vin ca de obicei, cum erau toți creștinii, în ghilimele, după vreme ce. M-am băgat în casă, am salutat frumos, Hristos a înviat, să rămână și lăudat să fie Iisus Hristos. Era un salut pe care mămica mea m-a învățat de mic copil și îl foloseam salutul acesta. Se uită mămica și pune mâna așa la ochi, se uită așa că ea era dincolo de lampă, eu eram dincoace. Și își pune mâna la ochi și zice, se uită așa și zic, de ce te uiți așa la mine? Hai mai aproape, zice. Și m-a dus în fața lămpii. Mare lucru, minune, zice că tu ai venit treaz acasă. Că în sărbători era justificat. Nu avea voie să critique nimeni pe nimeni. Atunci toată lumea era cu bună dispoziție. Da. Și m-am uitat la mămica, a început să mi se umplă ochii de lacrimi și am întrebat-o, luptându-mă să-mi stăpânesc plânsul, că parcă nu mă puteam abține, pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat într-un mod deosebit. Și zic, mămică, dumneata, știi de unde vin? De unde? Zic, am fost la adunare. De atunci am zis plângând. Am fost la adunare. Mămică, m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Atunci au curs lacrimi pe obraz și am zis, mămică, eu de azi încolo mă pocăiesc. Și am zis, mămică, Dumnezeu să-ți ajute, Florianul meu, numai să te ții de pocăință. A trecut ziua, tăticul a venit acasă, el nu m-a întrebat ce, de ce, pentru ce, dar zic, cu mămica, cu ea comunicam mai mult. Și zic, mâine mă duc la Moara de Râturi, așa se spunea la Poiana actuală, Moara de Râturi. Un cătun acolo, lângă Chiribiș, legat de Chiribiș, acolo era biserica autorizată. Că frații la Chiribiș se adunau fără autorizație, așa, ca să nu mai treacă râul Bistra dincolo, dar biserica autorizată era la Moara de Râturi. Și zic, mâine mă duc la Moara de Râturi la adunare. Zic, ai ceva împotrivă? Și mă, mică, nu. Numai fii atent, dacă vrei să te pocăiești, să te ții de pocăință, zic, mă, mică. M-am dus a doua zi la Moara de Râturi. Problema a început din nou. Cum intru în biserică? Și parcă vocea aia care a vrut să mă oprească, ca să nu intru în adunare, duminica, luni dimineața, a doua zi de Paști, era din nou prezentă. Dacă tu intri aici, aici e altceva, aici e putare. Dar așa a lucrat Dumnezeu, fratele Husasan era șef de brigadă. Tractoarele lucrau și în momentul în care eu mă frământam cu cine voi intra în adunare, numai l-am văzut prin spatele unei case, la vreo 150 de metri, că sare șanțul, cum a fost la tractoare acolo în câmp, și dă să intre în curte bisericii, unde era biserica. Și eu am strigat, baci ordilean, stai, nu pleca, zic, așteaptă-mă și pe mine. M-a așteptat, am intrat amândoi în biserică,
că i-am turnat apă să se spele pe mâini și mi-a dat amândoi în biserică. Dumnezeu continua lucrarea. A doua zi a fost mult, mult mai mult decât a fost duminica seara. Dumnezeu a revărsat plinătatea Harului Său și a Duhului Său. Mi-a vorbit Dumnezeu prin oameni simpli. Din pricina numelui meu așa, din pricina meu. Cuvintele astea m-au intrat în inimă. Când am plecat de la Moara de Râturi, eu n-am plecat pe cărare, eu o căroruie acolo, o potecă, între Chiribiș și Moara de Râturi. Am plecat pe drum de roata. Și la intrare în comună, toți cei de generația mea, din anturajul meu, a tinerilor, m-au așteptat la ieșire din sat, cam prin locul pe unde trece acum autostrada. Afară din sat, mult afară din sat, și când m-am apropiat de ei, au început să strige toți în cor. Pocăitul, frate în Domnul! Și să spună fel și fel de cuvinte batjocoritoare. Dar avem cuvintele care s-au predicat în biserică. Și am văzut că s-au împlinit, s-au împlinit 100% ce-au predicat frații simpli, s-au împlinit. Înainte nu mă lăsam batjocorit. Nu era nevoie să mă duc să cumpăr batjocuri de la cineva, că avem destule. Dar fiindcă Dumnezeu mi-a schimbat inima, s-au dus și cuvintele de batjocoră. M-am uitat la ei cu drag, i-am iubit, pentru că mi-a rămas înregistrat că pentru numele meu, dacă toate, răsplata e mare în ceruri. Și m-am bucurat că am văzut că s-a împlinit cuvântul care l-a predicat frate, m-am oprit în mijlocul lor, am dat mâna cu ei, i-am îmbrățișat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, și una dintre tinerele care erau, era tot cu numele Șanta, numele de familie, dar nu eram rudenie, era numai o coincidență de nume și eram născuți din aceeași zi, amândoi. Și ea își permitea, ea zicea că-s fratele ei, eu zicem că ea-i sora mea, că n-aveam soră în vremea aceea. Și zice, frate-n Domnul, zice, da, ce zici, de seară o să dansăm la bal. Am zis, mai o oră, până de seară e mult, noi nu suntem siguri pe viața noastră. Așa transformarea a făcut Duhul lui Dumnezeu în inima mea și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar în inima mea am fost hotărât nu. Am ajuns acasă, toate vecinile, prietenile lui mămica s-au adunat în jur. Vecinile au făcut zarbă în sat. Da, da, eu nu înțeleg și nu pot explica nici până astăzi de unde ori știut tinerii, că eu duminica seară, după masă, am fost la biserică, dacă ar fi bătut toboșarul satului cu toba, că mă duc la Poiana la biserică și la ora de mă întorc, ei n-ar, nici atunci nu cred că erau așa de informați, nu știu cine i-a informat. Telefonul fără fir a funcționat. N-am explicație, dar m-am dus acasă și vecinile toate, fiecare, Florian, ai fost la adunare, dar ce s-a întâmplat cu tine? S-a pierdut minte, tot felul de cuvinte de naște așa, de descurajare. De... Nu zic, m-am căpătat minte, m-am primit mintea. Cum a fost la adunare? Și am început să le spun cu cea mai mare sinceritate cum a fost la adunare și ce s-a vorbit acolo. Și ce am simțit eu acolo. Și zice, o vecină de acolo, una, Nana Sabina, ziceam, da, o să mai mergi? Am zis, da. Și zice, la mamica, mamica avea numele Olga, numai în sat îi zicea Olghiță. No, ascultă tu, Olghița noastră, zice, hai să vezi tu că Florianul tău să pocăiești. Și zice, mamica, Doamne ajută-i să se pocăiască, numai să se țină de pocăință. O venit seara, după masă, eu m-am dus din nou în anturajul tinerilor creștini. M-am dus, unde am știut că se adună, se cântă și era cântarea Trăia odată în Babilon un tânăr credincios. Oh. Așa parcă m-a pătruns inima. Apoi, vrând odată împăratul Nebucadnețar, și-a cântat o cântare, când ți-am înțeles chemarea, eu de toate m-am desprins. Și am venit să stau cu tine, căci Iisus e mai iubit. Cântarea aceea mă atinge inima ori de câte ori. E cântarea pe care am trăit-o. A fost experiența vieții mele cuprinsă în cântarea respectivă. Am stat până seara târziu, până s-a întunecat, am stat la cântare acolo, mai era un frate bătrân care mai spunea câte ceva acolo și când am venit acasă, la cămin, casa noastră era aici,
Căminul era vis-a-vis. Geamul era deschis la cameră și la cămin. Orchestra cânta cu saxofoane, cu tobe, cu cum să, să orchestrele. Și vreau să mărturisesc că până atunci muzica aia se pare că mă afecta. În momentul respectiv, când am venit acasă, pentru mine nu mai spus nimic muzica aia. Nu m-a mai încântat, nu mai spunea nimic. Era ca și un zgomot fără sens. Așa eram de liniștit. Inima mea era așa plină de pace, plină de bucurie. Nu puteam și nici nu pot să explic la nimeni bucuria și pacea pe care am primit-o în inima mea în momentele acelea. Și mamica mă întreabă, zice, văd că m-am dezbrăcat și zice, nu mergi la bal. Zic, mamică, la bal nu mă mai duc de astăzi și până-i veci. Atunci am văzut că îi curge lacrimile pe obraz și zice, Dumnezeu să-ți ajute, Florianul meu. Dar zice, tăticul tău a plecat acolo, că zic, cum să nu fie el acolo, că doar vine feciorul lui și tăticul el poate să stea acolo, zic, treaba lui, zic, eu m-am pus, m-am rugat, am mâncat și m-am culcat. Am avut un somn dulce. În ciuda zgomotului care a fost peste drum, am avut un somn așa de dulce, plin de pace, binecuvântat de Dumnezeu. Dimineața, marți dimineața, m-am sculat și am plecat la locul de muncă. Ne-am întâlnit toți colegii, cei cu care vineri ne-am despărțit, ei nu știu ce s-a întâmplat cu mine, ce s-a petrecut până marți, de vineri până marți. Șeful de brigadă era pe foc. El, băi, gata, s-a terminat cu sărbătorile, zice, v-a ajuns ca tineri. Nu putea să lupte cu noi. Zice, unul într-o parte, altul în alta, ca să nu mergem doi într-un loc, că dacă, așa era obiceiul înainte, dacă mergem doi într-un loc și era sărbătoare, nu lucram nimic. Mergem după băutură și gata, ziua aceea era tă sărbătoare. Se strica. Așa era. Patima asta beției foarte periculoasă. Pentru aia mi-a plăcut să spun și să mărturisesc și dacă am ocazie, când am ocazie să vorbesc despre băutură, la mine și în Biblie znotate toate versetele, pentru că spun unii, nu-i păcat, e adevărat, nu-i păcat, dar duce la păcat pentru că oamenii îi înșelători, cum spune în cartea Proverbelor, da. Și creează o stare neplăcută, da. Îl face pe om de rușine. Tulbură mintea. Ia. Și atunci zice șeful de brigadă, Șanta, să iei elevul și tu te duci la Arat, parcela cu tare, în altă parcelă, ca să nu fim împreună doi. Mi-am luat elevul și m-am dus sus. Am tras două brezi și am oprit tractorul. Tractoarele erau atunci cu motoraj de pornire, nu? La sforă, trebuie tras la sforă. Și el s-a mirat că l-am oprit, că de regulă porneai dimineața și numai că și motorașul de pornire făcea de multe ori șacani și trebuie multe spori trase până când nu era la buton. Zice, dar nu, cu vocea lui de basiu, dar nu mai lucrăm. Am zis, bă, da, lasă că lucrăm, numai zic, acum ne oprim și mâncăm puțin. Ne-am pus, am mâncat, când am terminat de mâncat, am scos un caiet de cântare. Și zic, că te-l știi cântarea asta, trăia odată în Babilon. Și el zice, da. Cântă cântarea asta, se uită la mine și probabil a avut, nu mi-am bătut joc de el niciodată și nici n-am permis la nimeni să-și bate joc de el pentru că e pocăit. N-am permis la nimeni și nu numai în dreptul lui. Nu știu, așa am avut eu în inima mea un respect față de pocăiți totdeauna și dacă cineva a zis ceva rău, am zis, oamenii măcar fac bine, noi facem rău, ne uităm noi la starea noastră. Și zic, cântă cântarea asta, s-a uitat la mine că zice, cum de cer eu cântarea aia? Că el a știut cum am plecat vineri și cum ne-am despărțit. El ne-a văzut pe noi. Ce... Nu s-a așteptat la așa nu ceva. Nu s-a așteptat. Vrând odată împăratul Nebucadnețar. O știi? Da. Când s-am înțeles chemarea. Da. Cântă una din ele. Și a stat, s-a uitat așa la mine. Și a făcut tăcere. Atunci, m-a cercetat Duhului Dumnezeu și început și am plâns. Și i-am întins mâna și am zis, Gavrilă, dă mâna aici. Am zis plângând, eu de azi încolo-s fratele tău.
Eu nu mai sunt cel care am fost vineri. Al omorit, am zis. Ăsta e un alt Florian nou. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat biruință. E adevărat, am îndurat o cară, batjocoră pentru că m-am pocăit din partea celor care, cu care am fost părtași la nelegiuire. Dar mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu m-a purtat în carul lui de biruință, mi-a dat putere și până astăzi vocea aceea care m-a vorbit la 7 ani, m-a vorbit și îmi vorbește de multe ori. Slăvit să fie Domnul! Stimați telespectatori, cu părere de rău trebuie să vă spunem că timpul nostru a expirat astăzi. Credeam că o să acoperim mult mai multe experiențe, dar cu ajutorul lui Dumnezeu le lăsăm pentru altă dată. Am fost îmbogățiți de descrierea evenimentelor petrecute în viața fratelui pastor Florian și ne bucurăm pentru că am mai văzut încă un exemplu cu privire la modul în care lucrează Dumnezeu. Pentru toți cei care încă nu au o relație personală cu Hristos, noi nu vorbim împotriva bisericilor tradiționale, dar ceea ce vorbim este pentru toți oamenii care caută mântuirea, toți oamenii care caută o relație cu Hristos, toți oamenii care doresc să-L cunoască pe Hristos și să vină la adevărata relație cu acest Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a mântuit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă aducă mântuire, să vă aducă pace și liniște în viețile dumneavoastră și Dumnezeu să vi se descopere prin cuvântul Evangheliei și să-L cunoașteți pe Hristos împreună cu noi și toți sfinții care caută să facă voia lui Dumnezeu. Mulțumim fratelui Florian Șanta, mulțumim telespectatorilor, vă încredințăm în brațul Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze.